Domnul primar Târziorul, se lucrează, din câte vedem în spatele noastre, la blocurile, la reabilitarea energetică a blocurilor din Săven. La câte blocuri se lucrează acum și la câte ar mai trebui? 15 blocuri se lucrează efectiv și în diferite grade de execuție. Deci suntem cu blocuri care suntem la 90%, suntem cu blocuri la 60%, la 40% și blocuri care au început acum 2 săptămâni și mai urmează încă 10 blocuri. Dat inclusiv ordine de începere și așteptăm să intre echipele în teren la lucru. Urmăm ca pe faza națională să mai intre încă 10 blocuri, în total 34 de blocuri și urmând celelalte 11 blocuri care sunt elegibile, care au P+3, P+2, să ne acordăm viitorul. Aici se lucrează cu finanțare prin PNRR? Totul este finanțare prin fonduri europene, Programul Național de Redresare și Reziliență. Costurile sunt foarte mari, undeva 15 milioane de euro. Partea de cofinanțare nu există, adică din partea primăriei, practic, cetățenii nu pun nici măcar un bar. Așa ar trebui de acum să arate, sau așa vom vedea de acum Săvenul. Asta e noua față Săvenului, fără acele coșuri de fum, cu șarpante, cu acoperire alb gri. Piatră ornamentală pe blocurile, la toate blocurile? Da. Ce ai cărămit de afară? Unde blocurile nu au șarpante, li se va construi.